Bună și bine v-am găsit, scuzați-mă pentru, eram, băi, am avut astăzi o zi foarte, foarte plină, am făcut tot felul de chestii prin curte, prin grădină, din nou, profit că e tata pe aici și am bibilit pe la gard, am mai pus curtea în ordine, am făcut tot felul de chestii, da, știam că lipsește ceva, lipsea microfonul, cer scuze. Da, stați o secundă să ascund un picuț ecranul ăsta, să ne logăm. Și să vedem Adelina Pestrițu. Da, Adelina Pestrițu are 1,8 milioane de urmăritori. Da, Adelina Pestrițu are 1,8 milioane de urmăritori. Și postează mândră de ea story-ul ăsta. Ia uitați! Ia uitați, am pus un story cu rețetă de brioșe și au dat 8.000 de oameni click. Au dat 8.000 de oameni click pe o rețetă de brioșe. Din 1,8 milioane de urmăritori. Facem o matematică simplă? 10% înseamnă 180.000. 1% înseamnă 18.000. Deci 0,5% au dat click. După ce a pus, după cum vedeți aici, sunt 3 Insta Stories. Nu ne arată câte afișerare, că e așa șmecheră. Și astea 3 Insta Stories au avut 8.000 de click-uri. Și acum vă întrebați, când dai 1.000 de euro la Adelina pentru un Insta Story sau pentru o promovare, să primești 8.000 de click-uri, e rezonabil? Facem o matematică simplă. Deci, 1.000 de euro împărțit la 8.000 de clicuri. 0,125 per click. Sincer, discutabil, dar 8.000 de clicuri foarte, foarte, foarte puțin. Foarte puțin. Da, deci slăbuț. Tot Adeina Pestrițu este. Nu știu care e faza cu chestia asta cu pantsuit, adică ai 30 de ani și nu ești diformă. De ce să ai pantsuit? Nu știu, ești, nici nu știu ce să zic, ești șef de sală pe undeva. Ești șef de sală în țăndărâi, ți-ai luat un pantsuit? De ce ai face asta? Da. E Adelina, așa e ea. N-are. Cu banii pe care pretinde că îi face sau cu banii pe care îi face, ar trebui să meargă la o. Nu să meargă, să cheme acasă un stilist, să-i facă o școală de stil, să spună: Adelina, te îmbraci așa, nu te mai îmbraci așa, nu te mai îmbraci așa, asta se aruncă, nu te mai îmbraci niciodată în leopard print pentru că ești totuși un adult, dar lasă-o pe la Alina Cioșan să se îmbrace ea, să fie ea singura fraieră, dar tu nu te mai îmbraci niciodată în leopard print, da. Dar când ajungi în stratosferă la 1,8 milioane de urmăritori, nu e cineva care să știe mai bine decât tine. Tu ești singura, așa că mergi înainte. Următoarea poză. La câteva zile după poza aia oribilă în care era nemachiată și, mă rog, nu era bătută, că nu, a tras un pic de păr, a rostogolit-o pe jos, a nu știu ce, dar doamna este în. Deci este cu filtrele, toate filtrele pe ea și e cu reclamele în bot, adică nu are nicio jenă. Nu s-a întâmplat nimic. Nu are nicio jenă, nicio jenă, nicio treabă. Viața merge înainte. Viața merge înainte. Ion Constantin, nu e vorba de cine ar plăti să-ți facă reclama Bioșe, ci orice brand care colaborează cu Adelina se uită pe cifra asta. Ar trebui să se uite pe cifra asta, să spună. Dacă produsul promovat, oricare produs promovat în 3 Insta Stories a obținut 8.000 de click-uri. Cât ar putea obține produsul meu? Tot 8.000? Mai mult, mai puțin? Da? Vloggerul de tehnologie e chestia asta de aici. Deci vloggerul de tehnologie face un review la Apple Watch Ultra. Și se vede aici o chestie. Deci duceți-vă la video și vedeți aici. Deci vlogul de tehnologie a zis de nu știu câte ori că eu nu mă uit afară, eu n-am eu timp, nu, eu nu mă inspir de afară.
Hai să și la conferință, hai să și prin post. Eu nu mă uit afară, domnule. Eu nu am timp să mă inspir, nu iau nimic de afară. Nu, 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 nu. Nu, poate mai mult pe Twitter la MKBHD și mai dau răspunsul, dar în rest eu nu mă uit pe afară. Nu e nicio rușine să te uiți la oameni care fac ceva diferit sau care fac ceva mai bine sau care fac ceva cu mai mult succes. E rușinos să nu recunoști, e rușinos să te tot ascunzi. Asta e. Da, corect, Nixulex. În poză pare foarte, foarte pocnibilă, dar în realitate ați văzut-o și voi cum arată în realitate. Trezești dimineața lângă ea și te speri. Aia e. Aici este doamna Carmen Grebenișan, care are o chestie cu Beauty Connection, orice ar fi chestia asta. Am zis că e o clinică care e și în Clujul ei natal și în București, unde stă acum. Și parchet Carmen epilare definitivă 8.000 de lei. Aș vrea ca după toată promovarea asta să iasă ăștia de la Beauty Connection și să spună, bună ziua, da, am dat 50.000 de euro pe niște promovări și am obținut următoarele rezultate. Ar fi interesant de văzut, adică ar face bine pieței să spună, am lucrat și am obținut următoarele rezultate. Alex Vișeu, nu e animal print o chestie de gust și atât, ai muistiu, dar totuși, zicem noi ce se poartă, bă, sincer, pot să spun că animal print o arată urât, pot să spun asta? Eu cred că pot să spun. Da. Și spun. Aia e, o spun, arată urât, părerea mea. Trecem la un alt subiect interesant și important. Chestia asta e mai veche din podcastul ăla cu Țibulcă. Dacă vreți să căutați cine e Țibulcă, căutați Țibulcă poliție sau Țibulcă procuror sau Țibulcă terorizat polițiști. Deci Țibulcă ăla care avea 20 de ani terorizat polițiști în orașul lui natal. Și pe aia a venit la oraș să fie amuzant. Toxicul, merită să faci epilare definitivă doar în zona menghinală. Doar în zona menghinală, să știi. În aia inghinală nu. Zic și eu. Da, și acum a repornit chestia asta, că a zis Cristian Ih că e singură și și-au adus oamenii și aminte de podcastul, așa au început să scoată bucata asta. Și ce e mega amuzant la toată faza asta este asta. Noi ne-am îndrăgostit și în 3 luni de zile i-a făcut copil. Tot zicea cineva într-un live trecut să facem un pic de oameni și relații. Uitați aici, un oameni și relații. Omul Lăveancă deșteaptă s-a dat pe lângă un băiat cu bani. Deșteaptă și frumoasă, da? S-a dat pe lângă un băiat cu bani. A văzut că ăla are bani, a văzut că tasul are bani și a zis, îl agăți pe ăsta. Îl agăți pe ăsta. Hai să-i facă, îi torn un copil, în 3 luni de zile, îi torn un copil. Și a turnat un copil. Mai că ăla era bacabon și a spus, da, foarte frumos că avem un copil, dar nu ne căsătorim și am bănuiala că și cu pensia alimentară lucrurile nu stau atât de rău. Bine, nu că ar avea nevoie, dar așa ca idee, adică ea probabil că spera la câteva mii de euro pe lună pensia alimentară. Deci, dar a făcut-o băiatul. Dar îmi place așa de tare fața asta cu în 3 luni de zile ne-am îndrăgostit și am făcut un copil. Ce să zic? Deci asta e viața aici, probabil că de asta o râcă foarte tare, faptul că nu i-a ieșit pasența asta. Nu i-a ieșit pasența asta. Neplăcut. Da, faza asta este așa. Să te aștepte astfel de colete, mă rog, era să te tot aștepte astfel de colete când revii acasă, iată-mă cum plec din nou și mă întorc de vreo 2-3 ori. A primit ceva de la Nestle, la atelier, am văzut că a primit și Sânziana aceeași chestie. Și aici vreau să fac legătura cu știrea asta.
Am mai întrebat și o să mai întreb. Și m-a întrebat cineva la un moment dat de ce nu vin, de ce nu merg la Webstock. Uite, fix de genul, la fază de genul ăsta nu merg la, nu sunt invitat la Webstock și la nicio conferință. Pentru că m-aș ridica și am întrebat. Nu vă spălați, domnișoara influenceriță. Credeți cumva că toată afișarea asta de cadouașe și cadouaie împing cumva tot felul de femei tinere și naive spre prostituție, spre diverse tipuri de prostituție? Credeți că o fată de 14-15 ani care vede că primiți pachete non-stop are tendința să își caute un băiat cu bani care să o plimbe și care să-i cumpere diverse lucruri și nu mai contează nimic altceva la el, dacă o bate sau dacă e traficant de droguri sau dacă e traficant de carne vie? Credeți? Credeți că sunt femei care ajung să-și vândă corpul într-un fel sau altul pentru a avea cât de cât un pachetel, o excursie, o măslinuță? Da. Am pus la un moment dat pe... Am întrebat-o și pe, și pe Sânziana Negru și pe Laura Giurcanu. Bă, voi aveți... Adică aveți vreo jenă așa când călătoreau în pandemie. În pandemie când au fost de 15 ani în Dubai. Am întrebat, bă, aveți vreo jenă? Că voi nu călătoriți ca oamenii normali. Adică nu faceți voi teste, nu știu ce, se ocupă agenția de tot și voi decât trebuie să fiți prezentă la aeroport. Aveți vreo jenă? Mi-au dat cu sine amândouă. Deci asta e, nu... Nu, nimic, nicio jenă, nicio remușcare. Treaba merge înainte. Doamna Diana Angel, care trece pentru o perioadă în care, băi, eu înțeleg că business-ul femeii ăsta este să se macheze, dar frații mei, deci are niște story-uri în care prezintă zeci de parfumuri, zeci de creme, zeci de chestii și pare că stă cu orele să se macheze. Ceea ce, da, pentru o persoană care nu are ocupație sau nu are altă ocupație decât să prezinte machiaje, da, poate fi interesant, dar pentru restul lumii, adică, nu știu, sincer, știu că are ceva public, dar nu știu cine să uită atât de mult la ea. Nu știu cine să uită atât de mult la ea. Stai cu... Ce faci? Mă machiez, mă machiez, mă machiez, mă machiez, mă machiez, mă machiez, azi și mâine și mâine alt clip și poimine alt clip și răs poimine alt clip și alt produs 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 și alt produs. Este obositor, adică, nu știu, niciunul nu poate să mă uit la atâta topoare. Și, din nou, ce vreau să mai... Să mai ilustrez este asta, că în spate, nu, în spate este aici o carte, mai este aici una, deci uitați-vă și voi. Și sunt așezate așa, ca să umple biblioteca. Când să ai, cum să ai timp să citești când tu ești ocupată să prezinți toate cremele din lume? Cum? În film, își caută pisica și pisica aici la mine, închisă. Cred că l-am dat să intre peste noi și o să vină să-și ia. Da, Vlad, da, ai dreptate. Ai dreptate. Da, sunt multe fete și mulți băieți atrași de mirajul ăsta al influencerilor, tocmai pentru că văd viața asta în care... Deci nu văd... Deci era, a scris la un dat Liviu Alexa de o influenceriță care a fost bătută și a fost abuzată o noapte întreagă până când au chemat vecinii poliția de un interlop. Și la un moment dat am fost și eu, mă rog, totally unrelated. Știam pe o gagică toafă de influență care era combinată cu fica unui interlop, tasul era la pârnaie. Și zic, bă, dacă ți-l iași pe ăsta mâine, dacă ți-l iași pe al tău mâine, nu că abia e curat, zic. Da, ai dreptate, ok. Ce mașină are? Are servici? Nu, nu are servici. Ok, ce mașină are? Ah, ok, are mașină de 60.000 de euro și nu are servici, nu? Din ce? Zici mie, din ce? Cam așa e. Cam așa e. Deci, da, da, sunt atrase de... Adică nici nu mai contează că e unul care le bate sau cine știe ce alte minuni. Și doar faptul că, da, băiatul are BMW și... le plimbă și de colo-colo și dacă e unul care se le ducă în Grecia, ăla e cel mai bun. Nu contează că le bate, nu contează că se poartă urât cu ele. Da, tocmai din cauza că
văd la fetele astea. Și fetele astea, sincer, sunt destul de multe care nu și-a... Mă rog, înțeleg că nu și-a arătat toată viața, că zâmbesc, zâmbesc pentru că doar în zâmbet obțin mai mult trafic și mai mult engagement, dar sunt destul de multe, multe care au o viață, nu vreau să zic tristă, au o viață destul de aiurea. Tot una cu doamna Diana Angel. Stocuri pentru situații de urgență. Are stoc de conserve, pentru că are sponsor cu Rio, i-au trimis Rio niște conserve și mănâncă conserve. Adică, eu înțeleg, încerc să promovez, dar nu e plauzibil. Nu e plauzibil după ce dai 10.000 de euro pe creme tu să mănânci conserve. Lasă-o în pana mea. Nu e plauzibil. Nu e plauzibil deloc. Deloc. Mi se pare așa de amuzant o travă că el are, cred că îi dă seama cu mine, are 40 de ani. Și este, e hype beast. Deci îmbrăcat cu culie, nu știu ce, și toată lumea. Adică nu știu dacă a avut cineva curajul să-i spună, bă, ai 40 de ani, ești ridicol. Ești ridicol. N-a avut nimeni curajul să-i spună chestia. Nu, îmbracă-te, fii tare, fii la modă, fii nu știu ce. Da. O altă chestie amuzantă cu grăbenișarea trecut cu Pulp Fiction. Dacă mai țineți minte, cei care sunteți mai vechi pe internet, avea Alex Negrea, marele specialist în Facebook, a avut la un moment dat când ieși cu Aura și Giambașu, s-a apucat să vorbească despre filme. Și erau la nivelul intelectual al lui Cristina Ih. Ei nu știau nimic despre nimic, dar își dădeau cu părerea. Și Negrea, am impresia că a zis că Expendables e mai bun decât Pulp Fiction, că în Pulp Fiction nu e acțiunea în ordine. Și asta, de fapt, când văd tricoul ăsta, mi-aduc aminte de faza asta. Și sunt convins că și grâbenișarea la fel. Ai mă, tricoul e mișto, restul filmul, complicat. Au pus să vadă și Memento, deja îi pocnește creierul. Asta, îmi plac fazele astea. Îmi plac fazele astea la nebunie. Aici... Larisa Udilă, ea are gușa aia, dar are gușa aia tot timpul, dar îmi place că în poze se photoshopează atât de tare. Știți, deci asta e în stânga, vedeți poza pusă de ea pe Instagram și în dreapta este ce se vede la televizor. Acolo nu poți să pui photoshopezi sau ea n-au primit ordin să photoshopeze, să o photoshopeze și acolo îi se vede gușa. Și este, deci, pardon, cu cât te ascunzi mai tare, cu atât lumea te râge mai mult. Cu cât te ascunzi mai tare, cu atât lumea te râge mai mult. Cum ar fi eu să încep să zic, eu nu chelesc, boss. Nu chelesc eu, mă. Nu chelesc. Vi se pare vouă, dar eu nu chelesc. Deci ar începe lumea să mă râge constant cu asta. Și asta nu o fac. Da, asta e altceva. Și aici, ultima chestie, Valerie Lungu. Băi, deci fata asta, ea nu știe, am zis că e din Republica Moldova, dar ea nu știe nici românește, nu știe nici engleză. I'm sorry that I don't have 200 kilos. A tradus deci fix cu mot a mot. Adică se uită la film în engleză, dar nu. Și aici, I'm sorry girl that I'm skinny and I'm on internet. I will try to not post video anymore. Și din nou, nu e nimeni în jurul ei care să-i spună, bă, spui prostii. Nu e nimeni în jurul ei care să-i spună, nu vrea nimeni să se supere cu ea, de ce să se supere cu ea? Păcat! Elena Aron, băi, nu vreau să zic că e nasoală sau nu. Nu, adică n-am nicio părere despre ea, dar mi se pare amuzant faza asta cum își photoshopează pozele la maxim. Și nu, discuția este, ce faci, ce mesaj transmiți? Că sunt o cărță de femei care se simt deja nasol că nu arată la fel de bine. Ca astea care arată bine natural, dacă mai sunt și astea care se și photoshopează, este și mai nasol. Toxicul, eu am 25 de ani și am albit, cred că e grav. Băi, sincer da, adică să începi să te vopsești așa, gen Peter Roman,
Da, așa, deci agresiv. Hai să băgăm și niște chestii pe video. Doamna Ana Morodan fiind sexy. Ea știe cum arată, de-aia, din nou, același lucru, își photoshopează pozele la maxim. De ce ai face din astea pe video? Adică, din nou, nu e nicio problemă la modul cum arată. Nu e nicio problemă la modul cum arată. E o problemă la modul cum își photoshopează pozele. Să arate mai slăbuță, să-i facă fundul mai mic, picioarele mai lungi, așa mai departe. Acolo e o problemă, nu la modul cum arată. Doar că ea nu vede asta. Tot în familia Ich, Pițurcă este cu fisul în mașină pe scaunul din spate. I-am durat fața lui la mic, nu mi-a reușit foarte bine. Și este fără centură. În mers, desigur. De unde să învețe? De unde să învețe? Nu-i vorba, din nou, Ionuț Constantin. Nu-i vorba dacă ți se pare sau nu ție sexy. E irrelevant asta. Mai zis, nu este că ți se pare ție. Da, poate nu ți se pare sexy. E ok. E amuzantă diferența dintre ceea ce pui pe net în poze când îți faci picioarele mai lungi și nu știu ce și ce se vede pe video. Asta e amuzant. Asta e amuzant. Ia să dăm aici un picuț. Deci aici l-avem pe Dorian Popa la manet. Hăzi, Ionuțule, te-ai săturat de toată hârțogăraia din dotare atunci când îți dorești să faci un împrumut rapid și cauți eficiență și rapiditate în ceea ce privește serviciile de credit, Ionuțule, sau presupunem că ai acasă un obiect de aur sau electronic și vrei să-l amanetezi și ai vrea să faci... Are măta un inel sau ai un televizor și vrei să-l amanetezi? Asta, într-o clipită, Express Credit pune pentru tine la bătaie cele mai bune servicii în ceea ce privește creditele online și amanetul online, Jonuțule. Așa că nu ezita, dă click acum aici și rezolvă problema într-o secundă. Mai mult de atât, dacă îți dorești un telefon de ultimă oră, tot pe expresscredit.ro îl găsești, Jonuțule. Așa se fac banii, copii. Așa se fac banii. Nu contează mizeria cu amanetul, nu contează mizeria cu creditele rapide. Așa se fac banii. Așa se fac banii. Lamborghini? Dacă vrei Lamborghini, nu trebuie să ai jene. Dacă vrei Lamborghini, nu trebuie să ai jene. Și din nou, v-am mai povestit. Totul se reduce la ce poți să faci cu banii ăia. Știi că vin oamenii și spun, Dorian, cât e tu pe un Insta Story? 1000 de euro? Da, îți dăm noi 3000 să ne faci promovarea la IFN-uri. Și Dorian începe să se gândească, bă, 3000 de euro sunt o rată la ce mașină are el. Deci credeți-mă, vin și la mine, tot felul de din ăștia. Și spun, bă, eu am 500 de euro rata la RAV. Băi, aș putea să-mi plătesc vreo 3 sau 4 rate cu o schemă de genul ăsta. Băi, de ce mă, eu simplu promovare. Ai, mă, lasă, hai că... Și dacă mă înjură lumea, mi-am plătit 4 rate, mi-am plătit. Păi și atunci, da, lasă-mă, lumea oricum înjură. Câinii latră, ursul merge. Atât de simplu e. Atât de simplu e. Să-ți raționezi fazele de genul ăsta. Îți cu respect pentru toți românii care reușesc prin muncă cinstită, Gionuțule, și care duc numele țării noastre mai departe. Ia vedeți-i pe băieții noștri care pun la bătaie cele mai funny și entertaining cursuri de cripto ce au reușit, Gionuțule. Au blocat Wall Street. Dacă vrei și tu să înveți cripto în cel mai amuzant mod posibil, Gionuțule, și să-ți iasă, clic acum la cursuri aici. Îmi place, deci are retorica asta cu domne, cu să fim mândri de românii noștri și așa. Și dacă nu ia bani, nu e interesat. Nu ia bani, nu e interesat.
Ăștia de la Crypto Roșu au făcut reclamă peste tot. Cine e Sorin Constantinescu? Nu știu. Deci asta o să fac. O să pun patru capsule din alea să le duc la magazin. Patru. Patru capsule de alea să le duc la magazin. Sânziana trebuie să-mi dea 20% pentru rahatul ăsta de campanie, pentru că a fost ideea mea, pentru că toți se căcau pe ei cu domne, cu Nespresso, cu nu știu ce, măcar bine că nu mai au cu bunici. Se căcau pe ei cu Nespresso, nu știu ce, și am întrebat și eu. Zic, bun, reciclează cineva dozele, capsulele alea? Și toți au început să au... Și pe aia, acum au început campania asta cu reciclarea. Că da, uite, ar fi o idee bună. Că vorba aia, suntem al doilea cel mai mare poluator al planetei. Nestle. Ar fi drăguț. Da. Da, deci asta. Deci uitați-vă, încă o dată. Deci mie îmi place la nebunie reclama asta. Deci sunt una, două, trei, patru, cinci, hai poate șase. Sunt chiar șase capsule. Salut Valentin Marin, salut Rafi, salut cei care ați intrat mai târziu. Da. Deci asta e reciclarea. Asta e, eu am tot trăit-o pe Sânziana. Am tot răchit-o pe Sânziana și că știu că se uită la story-ul meu și am pus la un moment dat niște poze cu saci de gunoi. Că uite, bă, reciclarea este, vine în fiecare săptămână să ridice că gunoiul sortat. Arată-ne și tu gunoiul sortat, că ești fiartă pe reciclare. Hai, arată o travă și tu la fel. Arată. Atât de simplu. Atât de simplu să-i prinzi. Arată-mi cum reciclezi toate cosmeticele pe care folosești. Arată-mi pur și simplu. Fă așa o poză cu punga ta de reciclabile. Oricare ar fi el. Da. Ăștia sunt influencerii noștri. Și